Pentru ultimile zile, cele de sărbătoare, statisticile demografice nu arată deloc încurajator pentru Roman. În aceeași perioadă de timp s-au născut 7 copii și au părăsit această lume 12 persoane. Sporul demografic este așadar în continuare negativ, lucru în legătură cu care specialiștii avertizează de mai mulți ani încoace. În această perioadă, însemnând de pe 24 decembrie și până pe 27 decembrie, la Biroul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență Informatizată a Persoanei Roman au fost înregistrate 12 acte de deces. În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, nu a fost înregistrat niciun caz. În schimb, pe 26 s-au prezentat pentru 2 persoane decedate.